Cred că sezonul acesta nu cred că a fost în cupă decât. În cupă, primul meci din cupă, atunci a fost singurul meci al meu din sezonul acesta în care n-am primit gol, din păcate. Spune cum a fost meciul, cum s-a văzut de acolo din poartă. Un meci foarte greu contra unei echipe care cred eu că merita, dacă nu făcea atât de multe rezultate de egalitate, merita să fie în play-off, condiții foarte bune, o echipă foarte bună și ne bucurăm că am reușit să scoatem un rezultat pozitiv împotriva lor. Pe final v-ați apărat așa cu toate forțele, inclusiv Robisor. Am văzut fundașul central. Da, cred că Mister a luat decizia asta pentru că ei aveau doi atacanți foarte înalți, puternici. Noi, din păcate, am scos fundașii centrali, accidentați. Restul jucătorilor care ar mai fi putut să joace acolo erau foarte scunși și cred că ăsta a fost considerent. Cum e pentru voi? Sunteți mai liniștiți acum după ce ați văzut că ați scăpat de retrogradarea directă și Gazmetan și Clincenii sunt retrograde? Da, pentru mine, sincer, este o rușine să ne salvăm așa, din păcate. Dar dacă altfel n-am fi reușit, mă bucur că reușim așa. Bun, mai e barajul totuși, adică nu, da, nu e rezolvat 100% treaba. Nu e rezolvat 100%, dar e bine, putem zice că e bine că nu mai jucăm cu presiunea asta, că ar fi putut Clincenul să ne depășească. Într-un meci direct se puteau întâmpla multe și... Vă era frică de Clinceni? Nu că ne era frică, dar se poate întâmpla orice. V-ați văzut, oricine poate să bată pe oricine, poate să prindă zi nefastă, adversarul să prindă o zi bună și după e foarte greu, sunt foarte puține meciuri. Mediașul cu mulți copii, putem spune că e un meci facil pentru majoritatea echipelor și erau destul de puține meciuri și era greu după să ne revenim. Mulțumesc mult, Mihai. Seara bună. Mihai Eșanu a fost. Da, nu, oricine nu bate pe oricine. Poate să bată pe oricine, după cum vedem, Gazmetan, Media și Clinceni nu pot bate pe oricine. Remu Zemuneanu, Ilie Dumitescu, Ionel Dănciulescu, o să vorbim, dar vin interviurile. Acum, Dinamo, de pe locul pe care, de exemplu, în momentul de față, dacă ar fi barajul acum, ar juca împotriva celor de la Ucluj. Hermannstadt tocmai a bătut pe Slobozia și a trecut pe 2, deci pe loc de promovare directă în Liga 2. Vi se pare că dacă joacă împotriva celor de la Ucluj, se salvează automat, Ionel? E o dublă de baraj foarte complicată pentru deci Dinamo. Deci nu se salvează automat. Nu. Adică cum văd eu lucrurile în momentul de față și cum se prezintă Dinamo. Da. Dar acolo ar putea să fie ori Hermannstadt, ori, nu știu, poate și Petrolul, nu știu. O să vedem. Petrolul nu cred că e scăpat. Da, nu știu. Complicat. Da, sigur că orice nu chiar se poate chiar orice întâmpla, sunt posibile câteva lucruri. Și sigur, da, e această poveste cu Dinamo care n-a mai bătut o echipă importantă, nu punem Gazmetan, Mediaș, că era, după cum știm, o echipă care nu mai e o echipă cu adevărat de Liga 1, din 13 decembrie, de la meciul cu Chindia. Deci, suntem în așteptare. Să-l ascultăm pe Dumitrescu. Facem jocul nostru, din păcate, și am intrat puțin, să zic așa, în jocul lor, niște mingi lungi și, de fapt, așa s-a jucat cam tot meciul, nu? Asta este. Vă trebuia victorie să țineți pasul acolo cu echipele din față pentru locurile 7-8 și veneați după, da, o serie pozitivă, 3 succese consecutive. Așa este. Așa este. No, mergem înainte, nu avem ce să facem. Sperăm ca la următorul meci să luăm cele 3 puncte și să ne apropiem cât mai mult de Rapid și de Botoșani. Tu cum ești? Ești într-un moment bun? Proaspăt convocat? Da, păcat că nu pot să mă bucur atât de mult. Da. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Ceva extraordinar, vă dați seama. Sunt foarte fericit și sper să joc contra Finlandei sau contra Marocului. Sunt foarte fericit, da. Da. Puteam să fiu și mai fericit dacă astăzi câștigam aici și luam punctele, toate punctele. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă sperăm că va fi fericit, că va evolua bine la echipa aceea anului. Cine o plânge pe Dinamo că va fi în baraj, trebuie să-și amintească, fiindcă fără problemele de la Gazmetan, Dinamo ar fi picat direct, de fapt. Dar cine plânge? E un cadou. Nu, și oamenii de acolo zic, da, din păcate nu avem șanse la salvarea directă, acceptăm să mergem la baraj. Păi nu, barajul era interzis. Dacă Gazmetan rămânea în picioare, Dinamo mergea în Liga a doua. Da, e ca un cadou barajul. Ritmul de acum, da. Da, e adevărat. Nițui, să ascultăm. Salut. Cum e pentru un portar când echipa lui nu primește gol, dar totuși trebuia să câștige acel meci, care se termină 0-0? În seara, da.
Este un sentiment de fericire când nu reușim să, adică echipa nu ia gol, dar din păcate în această seară cred că am făcut un meci slab. Și terenul ne-a împiedicat să ne facem jocul. Noi avem un joc de posesie, dar nu trebuie să fie acest lucru o scuză. Am jucat amândouă pe același teren. Ei, cum ați văzut, primele 20 de minute s-au apărat cu Irobiso. Nu cred că poate juca atât de bine acel post cum o face în atac. Trebuia să luăm cele 3 puncte, nu avem nicio scuză. Terenul a fost proșit la meciul de acum 3 etape, poate și mai prost. Acum 3 etape am reușit să deschidem scorul foarte rapid în primele 15 minute și acest lucru ne-a permis să câștigăm. A fost o fază importantă în care ai fost implicat chiar în debutul meciului, minutul 5, Steleanu Filip, acolo în care a primit cartonaș galben pentru simulare în urma unui contact. A fost contact cu tine? Cum ai simțit faza? Da, am apucat să văd și eu reluările. Cred că a luat corect acel cartonaș galben. Pot să-l întreb și pe el după aceea. Sunt convins că el va avea altă părere. Nu știu ce părere va avea el, dar el a dat mingea pe lângă mine, eu m-am oprit și și-a lăsat piciorul în spate, s-a agățat practic de mine. Ce urmează pentru voi? Urmează 2 săptămâni de pregătire, trebuie să pregătim meciul cu Clinceni foarte bine și nu avem voie să luăm cele 3 puncte. Mulțumesc! Avem 2 faze, într-adevăr, cu semn de întrebare, care țin de arbitraj. Și sigur că o să vorbim despre ele. Suntem înainte de FC Argeș cu FCSB. FCSB are șansa să se apropie la 5 puncte de CFR, după ce CFR a făcut, în opinia lui Dan Petrescu, meciul aproape perfect ieri, din care a ieșit cu un punct, în opinia tuturor de acolo, înțeleg, de la CFR. Și atunci sigur că FCSB are posibilitatea să se apropie. Vom vorbi și despre, evident, Real cu Barcelona. Deocamdată îl lăsăm pe Filip să vorbească. Un joc în care Dinamo scoate ceva, nu pierde și nici nu primește gol. Da, important e, cum ai spus și tu, că nu am primit gol. Este un lucru îmbucurător din punctul meu de vedere. Sper de acum înainte să reușim să și marcăm și să adunăm puncte, pentru că avem nevoie mare. Spune despre faza aceea din minutul 5. Am vorbit mai devreme cu portarul cel de la Sepsi, cu Nițului, spunea că ai primit un cartonaș galben meritat. Dacă așa spune el. Nu știu, nu vreau să comentez arbitrajul. Dacă nu a dat, nu a fost. Ai fost implicat, ai simțit, a fost contact sau nu a fost? Am simțit ceva, dar cum am spus, dacă arbitrul a decis să nu dea penalti, înseamnă că n-a fost. Că ai avut un mic dialog cu arbitrul ăla. E normal să am, pentru că era minutul 5, 7, nu știu. Și da, minutul 5. Având galben, fiind și un jucător care le cam primește, i-am spus să fie atent, pentru că eu o să fiu cât pot și o să încerc să fiu cât mai, să intru cât mai la limita regulamentului, să spun așa. Chiar crezi că ți-a dus așa faima de jucător agresiv care trebuie avertizat? Simți acest lucru din partea arbitrului uneori la anumite partide? Nu vreau să comentez arbitrajul în general și statistica o cam spune. Pe final v-ați apărat cu toată echipa, l-am văzut pe Irobiso, fundaș central. Cum a fost? Dificil, pentru că pe lângă faptul că s-a accidentat și Patrick, și Igor înainte, suferim pentru că avem foarte mulți accidentați, răciți și este greu. Din păcate, n-am reușit niciodată, cred eu, să alcătuim un prim 11 și să jucăm 2-3 meciuri la fel. Dar sper acum cu această pauză să ne revenim cu toții și să sper să fie o pauză de bun augur și să începem să câștigăm. Pentru tine cum a fost toată această perioadă? Simți că ți-ai regăsit echilibru? Știi la ce mă refer? Spune la un moment dat că vrei să pleci, că nu mai poți sta. Acum a reintrat în echipă, mijlocaș stânga? Da, vedeți, joc mijlocaș stânga, am jucat și mijlocaș central. În ciuda la ce au spus alții, că nu vreau să joc pe alt post în afară de fundaș stânga, eu nu am spus niciodată acest lucru. Am spus că joc unde îmi cere antrenorul, dar aș prefera să joc pe poziția. Dacă astăzi mi s-ar avut nevoie ca mijlocaș, am jucat acolo. Mă bucur că am jucat
un meci întreg. Mă bucur că sunt sănătos și îmi doresc să salvăm Dinamo. Iar din vară vedem ce va fi. S-au mai liniștit apele la voi acum după ce s-au stabilit clar cele două echipe care vor retrograda direct și Dinamo a scăpat de această amenințare? S-a mai dus ceva din presiune? E clar că era o amenințare pentru că suntem acolo jos, dar eu unul nu aveam emoții pentru că știu ce lot avem. Într-adevăr, lipsa rezultatelor bune au făcut să avem această presiune, dar problemele pe care le au celelalte echipe le-am avut și noi și cred eu mai rău. Eu știu foarte bine ce vorbesc și știți și voi ce probleme au fost la echipa asta. Aici vreau să le mulțumesc și să felicit încă o dată suporterii care au susținut această echipă și vedeți diferența față de celelalte echipe, pentru că practic ei au salvat această echipă și noi ne bucurăm și sper să, mă repet, să câștigăm și eu îmi doresc să evităm și barajul. Mulțumesc! Frumos mesaj de pace al lui Filip către DDB. Se știe că nu e o poveste de dragoste neapărat între această organizație care ține clubul și Filip. Situația pentru cei care nu sunt, o mai zic o dată, că e aparte, special. Două echipe, Clinceni și Gazmeta Media, sunt practic de toată, ce una n-are jucători, cealaltă n-are licență. A, deci Clinceni a anunțat prima oară de acolo că nu va lua licența, deci nu poate, și dacă se salvează pe teren, să zicem, n-are cum să mai continue în campionatul viitor. În vreme ce Media, și nemai având jucători, este, cum se zice în fotbal? Victimă sigură. Pentru ce e altul pe Maidan? Nu știu. Când una care ia bătăie tot. Da, știm cum e. Da, știm. Da. De asta e adevărul. E o echipă sacrificată, drept pentru care Dinamo se salvează, orice ar face. Și să iasă pe ultim, da, nu pe ultimul loc, nu, că Gazmeta Media și-ar avea cumva, poate aici. N-are cum. Este salvată. Problema este că trebuie să joace barajul. Și nu știu dacă va putea scăpa, până că mâine seara este Mioveni cu Chindia. Dacă Mioveni, de exemplu, câștigă, se fac 8 puncte, între, de fapt 9 puncte față de Chindia, 8 puncte față de Mioveni. Da? Iar CAS, dacă va câștiga Târgoviște, se fac 12 puncte față de locul, față de prima care scapă de baraj. Nu, e posibil. Și ajungi la calcule, până acum n-am bătut pe nimeni, de acum încolo batem tot. Care e logica? De ce să bați? Dacă în zeci de meciuri n-ai câștigat deloc, iar celelalte echipe ar trebui să piardă. Mă trebuie și celelalte să piardă, până da. La final, deci toate trebuie toate să fii atent cine este pe locul 3. Da. În Liga 2. Deci acolo e. Hermannstadt, Cluj, Chiajna. Acolo sunt, da? Petrolul totuși mai complicat, cred, să iasă pe poziția a treia. Pe doi poate, trei, nu știu. Irobiso, să-l ascultăm, fundaș central de nevoie. If the coach wants me to go in the goal post, why not? Yeah, so. Tell us about the situation in the table. Your last team, Gazmeta Media, is virtually relegated, and another team, Clinceni, is also relegated. Well, actually, I don't want to speak about Gazmeta because there was it was an incident, you know, and it's better I don't speak about it. I don't want to speak about it. Yeah. Not speak about any incident. No? About okay. The situation. Well, the situation is I'm really sorry for the club. You know, it's unfortunately like they put the people like who are up there and like put the club in this situation, but. This is my first year in Romania, and for me it's a little bit strange, you know, like they don't pay and they just lie to the players, which is very, very bad, you know, and some players with family, I don't know. So that's why I said, like, for me it's Gazmeta. Now I'm Dinamo player, I just want to focus on Dinamo. You didn't receive any money there? No, I just received one, I think, 2 or 3 times, so, yeah. Thank you very good much. Luck. You're welcome. Vorba despre Gazmeta Media și în principiu a spus că a jucat acum la pus antrenor și că e fericit să facă lucrul acesta și la Gazmeta Media zice, ciudat totuși, sunt jucători străini, vin cu familiile, nu iau bani, n-a primit de 3-4 luni. 3-4 luni fără bani și probabil că nici nu va mai primi, că s-ar putea să dispară. Pur și sigur. Gazmeta Media și atunci când dispari, de unde să iei? De la o absență? Nu, n-ai cum să...
Bergodi va vorbi în curând după această partidă. Sepsi a reușit meciuri mai bune, meciuri mai puțin bune. A scăpat de povestea cu retrogradarea, e adevărat, dar nici n-a avut detentă de play-off. Să-l ascultăm. Cum a fost jocul? Cum a fost? Un joc disputat, de angajamente și de lupta, dar cred eu că am jucat bine și am creat ocazie, dar din păcate astăzi ne-a lipsit golul, eu zic. Nu se poate reproșa nimic, băieți, numai că pe fază de finalizare am avut, cred eu, multe ocazie pentru a da gol și ocazie, situație periculoase în care eu. Care au fost principalele diferențe între acest meci și cel de acum 3 săptămâni? Cât de schimbat ați găsit-o pe Dinamo? No, pe Dinamo, pe Dinamo au jucat același sistem, se vorbea înainte meciurile, nu se era. Până la urmă era zi, da, era ceea ce el face de obicei Dușan, dar nu știu ce s-a schimbat. Pentru noi s-a schimbat că n-am dat gol, asta e singurul problemă. Din păcate, repet, am avut ocazia la început meciului și după al doilea repriză am intrat în careu. Nu se poate spune nimic, dar asta speram să nu fie decisivă, aceste două puncte pierdute, eu zic. Da, văd dezamăgit, foarte dezamăgit de rezultat. Pierdeți contactul cu echipele de acolo din vârful play-out-ului. Bine, normal că unul e un pic dezamăgit, pentru că ar trebui aici, cum vorbeam înainte meciului, că trebuia să castigăm și faptul că nu am castigat ne îndepărtă un pic de vârful clasamentului. Avem 5 puncte la Bodoșani, nu e ușor, dar noi oricum în continuare încercăm să castigăm celelalte meciuri și vom vedea, avem și meciuri decisive peste două etape, după meciul cu Crinceni, cu toate celelalte echipe, Rapidul, Bodoșani și UTA la rând și atunci vom vedea acolo, se poate juca calificare în locul 7 și 8. Dezamăgit că nu ați câștigat cu atât mai mult cu cât i-au apelat la metode disperate pe final de apărare. L-au introdus pe Irobiso, atacantul lor, fundaș central. V-a surprins acest lucru? Si, nu m-a surprins, pentru că probabil ei au avut acolo probleme de a avea un jucător pe bancă, un fundaș. A intrat Patrick și după a ieșit iarna și atunci era greu pentru ei. Au băgat un fund Irobiso care e puternic, fizic și s-a descurcat bine. Dar noi am cercat, am făcut, nu spunem așa un asediu, dar am cercat în tot felul să dăm gol, dar asta s-a întâmplat. Din păcate a fost așa, un punct, dar e puțin. Sunteți un om cu mare experiență, nu doar în fotbal românesc. Cum vi se pare această situație din Liga 1, în care două echipe sunt deja știute retrogradate, Gazmetan și Clinceni, și practic nu mai au nicio miză sportivă până la finalul sezonului? Cum afectează competiția acest lucru? Sunteți cu ele în play-out? Afectează, pentru că într-un fotbal, într-un campionat important, che trebuie să fie important, no? Pentru că oricum e Liga 1 în România și două echipe e un lucru negativ pentru campionatul. Din păcate așa se întâmplă, dar nu se poate face nimic în acest moment. Dar sincer, suntem toți dezamăgiți, pentru că se vede și meciuri în TV, când te uiți la televizor și vezi sărașii de la Gazmetan, sunt toți copii. La Clinceni a început să joace, pentru că au făcut oricum un meci bunicel cu Rapidul. Dar asta dezamăgește, probabil, nu știu, asta întrebare trebuie pusă la cine organizează acest campionat. Mulțumesc! Ok, mersi! Am pus, dragă Cristianu, am adresat aceste întrebări, dar se aude nimic, e o liniște cerească. Oare chiar nimeni să nu fie emoționat de faptul că... Hai, se ca și cum se duce Ilie în piață, ia ce e tu din piață, Ilie? Mere, nu știu, banane, da? Ia roșii. Roșii. Ia un kilogram de roșii, între care două sunt stricate. Și Ilie ce da stricat? Asta este, intră în preț. Și stă stricat. Da. Ele. Da, dar nu. Le iei și asta e. E parte din coș. Parte din coș. Nu-s favorizat, Mile Alex singur. Da. Dacă până și alte noi de echipă și Bergoi, care încet, spune, nu este bizar să-i vezi pe copii acolo. Da. Și nu se schimbă nimic. Că nu. Dacă ești surprins de ceea ce s-a petrecut, aplici un control de acum înainte, dar nu. Nu, nu. Nu aplică nimeni nimic. Nu. Sigur că da. Lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Să ascultăm un pic pe Grădinaru, că de obicei spune lucruri interesante. Liniștit.
suntem jos, sperăm să urcăm ușor. E o diferență mare de puncte. Sperăm să o scurtăm cât mai repede, fiindcă nu sunt 9 meciuri până la urmă, sunt 8 meciuri, un meci din start, toată lumea câștigă. Asta este un dezavantaj și sperăm să-l scoatem cât mai repede acest dezavantaj. Vă prinde bine pauza asta? Da, e o pauză, putem să ne liniștim. Era mai bună după o victorie, dar este bun și acest punct. Vom pregăti ce vrea mister să jucăm și să sperăm că meciurile viitoare vom câștiga, nu vom pleca doar cu un punct. Vă mulțumesc, seara bună! Bine, să vorbim un pic de... mai este Uhrin, evident, de venit. Dar până atunci l-am văzut pe Ilie exasperat de rateaua lui Tudorie. Aia, într-adevăr, s-a rămas, dacă l-ați fi văzut cum a rămas... Stai de piată, nu-i diverse. Cum se rate? Da, normal trebuie să dai puțină direcție în momentul în care îți vine centraia din lateral, să dai puțină direcție, la dat de unde vine, fără să mai prindă puțin poarta. Era o mișcare simplă de atacant să poți să prinzi poarta la o centraia. Hai să-l ascultăm și pe Dușan Uhrin. Vă las să savurați limba engleză Antonio de la Dinamo, pe care traduc. Because first half we start very bad, first seconds and they have big chance. Eshanu was excellent in this part and saved this. And after we come back to game, we have also few chances. We could score in first half, also second half, but we start to have problem with injury. We follow this our problems, and with these problems, it's very difficult to prepare team also. As we change a lot of, also Izopiso go to play central defender. He was our best player with Eshanu, but all team fighting until finish game. Tell us about that move, Izopiso central defender. How did you think about that? No, immediately, because I saw our central defenders, Jovanovski start to have problem. And Patriche, and we must change. We must change something because he's tall and he is good player. He has good technique, good head, and Sepsi. They have also tall players there in attack. I change like this. But it was an instant decision, inspiration, or did you think about that? I don't know. Before? A few days ago, training sessions. No. I didn't accept our two central defenders, they have some problems today. It was very difficult. Also, Jaffer could play only 60 minutes. It's not good physique. We didn't play long time, and we must consider for physique preparation and for to be like fit for next games. An important point for Dinamo, a step forward comparing to the last game? A better one point than be without, yes, because for us it's important to start to have confidence. We can play with everybody. Yes, I think we can. If we didn't have such a this big problems with injury, we play better second half. Yes, and but we had one big chance, and we stay good in defense. Do you think about catching Mjøven? No, I don't think now about some position in scoreboard, because you know, I must prepare team. I want my team must play better than now. Yes, and it's not enough. We don't win a long time only against Medias, and it's not enough for Dinamo. But the pressure is gone now. You have time to prepare what you want the team to play, because now Dinamo avoided direct relegation. This is like situation like this. We cannot change the situation with injury players and everything is together, everything connecting, because physical preparation is connecting with these injuries also. Yes, and we have also some virus in team. A lot of players had team temperature also now. And this is impossible to prepare them. I give them now 2 days free.
we must a little separate and after we start to something to do in this. You have 2 weeks. Yes, 2 weeks is not enough, believe me, because if we are healthy, it's good 2 weeks, but we are not healthy. Maybe another, a lot of players will be out 2-3 days more. Yes, this is, I don't know now. Robiso, a lot of quality. Robiso, I am glad of him. Esteliano Filip, midfield, in the midfield, on the left zone. Steliano play normally with me last, we played another system, 3-5-2, and he play left side, is like winger, half back, like half back, and he play good today, he had big chance, first half. With what him. About that moment, he received penalty? The yellow card, yes. You I don't know, I didn't see, if it was penalty, must be penalty, if not, no, but I didn't see this. Yet. Thank you. Thank you. Bun interviu. Probabil Uhrin este care are nevoie de vreo 2 luni ca să pregătesc echipa, din câte am înțeles eu, și el are doar 2 săptămâni cu întrerupe asta de național. Eu spus, 2 săptămâni, vine întrerupe, 9, zice, 2 săptămâni dacă eram pregătiți. E supărat că nu sunt pregătiți, de aici vin accidentările și de aici, sigur, toate problemele acestea pe care la echipa. N-a putut Geafer să joace cu 60 de minute, fac un rezumat, că a vorbit foarte mult. Au început rău, Eșanu i-a salvat, au continuat mai bine, dar au început accidentările și accidentările apar pentru că nu este pregătire fizic, au și un virus în echipă. Virusat, Dinamo e virusat de ani de zile, dar în fine, că bănuiesc că se referă la cel care la Doboruș pe Torge, nu? Cred că și el este virusat. În fine, povestea asta cu pregătirea fizică, cred că la un moment dat Stoican ar trebui să iasă să spună, pentru că de atâtea ori a zis-o Uhrin, încât a se ația că nu s-a făcut nimic acolo, că este zob echipa cu pregătirea fizică. Mi-a scris cineva acum că preparatori fizic n-au avut la începutul anului și că abia acum au adus. Poate contează și lipsa unui sigur astfel de specialist. Sigur, nu știu că din economie, de ce n-am așa din zona management. Contează foarte, da. Foarte mult. Păi uite, da. Ce probleme medicale au Dinamo. Eu cred că până la urmă, din punctul meu de vedere, Dinamo nu are un lot, dacă e să luăm jucători știu, individual. Din punctul meu de vedere, trebuie să luăm o pauză neapărat, dar pe care continui tu cu lotul, că mai vorbim un pic, avem cele 2 faze, le discutăm și trecem și la FC Argeș cu FCSB.